La Catedrala Episcopală din Zalău a avut loc astăzi conferința pastoral-misionară de primăvară a preoților din Episcopia Sălajului. Clerici din cele trei protopopiate ale eparhiei s-au întrunit sub președinția preasfințitului părinte episcop Petroniu. În cadrul conferinței, unul dintre preoți a susținut un referat dedicat cinstirii sfintelor icoane. Preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a rostit un cuvânt în deschiderea lucrărilor conferinței. În continuare, părintele Sergiu Gaga a citit referatul intitulat Cinstirea sfintelor icoane. În Catedrala Episcopală din Zalău, cu hramul Înălțarea Domnului, a avut loc conferința de primăvară, ținând cont de tematica stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost tratată cinstirea sfintelor icoane de către părintele Gaga, a fost toată preoțimea prezentă și ne bucurăm să ne întâlnim cu toți preoții în catedrala noastră din Zalău. La această conferință au fost prezenți preoții din toate cele trei protopopirate ale eparhiei. Conferința în legătură cu anul omagial a fost susținută de către părintele Ioan Gaga de la parohia Dobrin. Astăzi, cu ocazia conferinței de primăvară, cu binecuvântarea preasfințitului părinte Petroniu, episcopul Sălajului, am pregătit lucrarea cinstirea sfintelor icoane. Ținând faptul că în acest an se împlinesc 1230 de ani de la sinodul 7 ecumenic de la Nicea. Am ales această lucrare pentru a arăta tuturor că Iisus Hristos este icoana cea vie a Tatălui și mai ales că Duhul Sfânt este iconograful adevărat, cel care dă Harul Sfântului Duh preoților și pictorilor în același timp. Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului cuprinde 3 protopopiate, 205 parohii și 8 așezăminte monahale, în care slujesc 243 de preoți și diaconi.